Domnul consilier, așa cum mă fac la cunoștință, conform de 25-2020, în consultarea Consiliului de Prezență suntem 13 din 13 Consiliul Prezenți, care compun Consiliul Local, fiind împlinite prevederile 139-57, pentru a se putea aproba proiectul hotărâri, la prevăzute la ordinea de zi, vă rog să-mi trebuie să vă prezint următoarea ordine de zi. Vă pot anunța că procesul verbal al ședinței nu a fost făcut în termen. El a fost terminat de via vineri, ca atare, consider că se impune să transmitem la ședința următoare. La articolul numărul 3 săptămâni. Vă rog frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului de venit cheltuieli pe anul 2020. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 4-2019. La articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătorii pe migrație de transportare persoanelor didactic auxiliar de la școala Scorțeni pe luna ianuarie 2020. La punctul numărul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programul anual de achiziții publice pentru 2020. La punctul numărul 5 avem prezentare raport de specialitate prin cheltuieli la 31-12-2019 și 31-3-2020. La articolul numărul 6 avem întrebări, intemperări, informări ale primarului și consilierul local. Deci asta ar fi un de zi. Deci, da. Ar mai fi un supliment acum. Da, în primul rând, se vede și dacă avem și alte probleme de rezolvat, așa, atunci, după. Dar, dacă dumneavoastră știți despre ce este vorba, spuneți dumneavoastră despre ce este vorba. Da, s-a primit o adresă de data de 14 de la Adin Bacău, domnul primar știe și domnul prefect m-a întrebat să punem în dezbatere urgentă. Și ca atare, în conformitate cu prevederile articolului 135 al NEAT-ului 1957, codul administrativ, vă solicit aprobat prezentarea ordinei de zi a ședinței ordinare în data de astăzi, 17-2020, cu următorul proiect de hotărâre care mai poate fi amânat în următoarea ședință a Consiliului Local. Articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE 100 și aprobarea actului acțional numărul 2 la contractul 10-78 din 16-4-2018. Deci astea sunt. Deci ați auzit care sunt articolele de pe ordinea de zi din ziua de astăzi, dacă mai sunt și alte. Mai e nu, da. Cine? A fost și la ședința trecută. E o cerere depusă în data de 28.01 înregistrată la. Dar mapea a fost și data trecută la ședința cealaltă. Așa. Și noi o să punem în discuție că nu e proiect de hotărâre. O să punem în discuție când va fi la buget. Și vedem despre ce este vorba. La buget. Având în vedere că ați ascultat și ați văzut care sunt punctele ordinei de zi, inclusiv cu ultimul amendament al domnului secretar și cu această cerere depusă de către parohia Scorțeni, să aprobăm punctele de care v-am zis pe ordinea de zi din data de astăzi. Cine este pentru? Avem un punct de vedere întâi. Numai puțin. Deci dau și vreau un punct de vedere înainte de aprobare. Atunci intrăm la discuție, exact. Da? Da. Și eu mă înscriu la discuție. Bun. De la bun început vreau să vă spun, dar prin faptul iar că avem o ședință foarte frumoasă în ziua de astăzi. Vin cu propunerea pentru domnii, doamne colegi, care vor lua cuvântul de la bun început să aprobăm timpul acordat pentru fiecare coleg care va lua cuvântul. Vin cu rugămintea să faceți propunere care e timpul. 3 minute, 5 minute, 6 minute, anume, v-am zis. Da, asta e o ședință. De unde ați scos-o asta? Există lege 393, dacă nu știți, studiați-o și vă rog, deci președintele de ședință este împuternicit pentru a face... Dacă aprobăm. Și vă rog frumos, eu am zis așa, cine dorește să... Dacă nu, eu spun 5 minute pentru fiecare consilier care vrea să ia cuvântul. Dacă dumneavoastră
vreți alt timp, atunci noi intrăm și supunem, eu am spus 5 minute, cine este pentru ca acel care va lua cuvântul, e vorba de acele 5 minute. Cine este pentru? Da. Maximum 5. Poți termine și în 30 de secunde. E problema dânsului și atunci avem... Nu, încă o dată, întreb cine este pentru, ca să vedem să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cât avem? Numărați-i, domnul secretar, ca să vedem. Deci vă luați timpul, stați, vin și eu cu o propunere, deci facem asta cum este un abuz. Stați, nu este abuz. Da, ba da. Citiți în... Lăsați, vă citesc eu. 7 suntem. Suntem 7. Deci, da. Cine se abține? Cine se abține, vă rog? Numărați, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se abține. Împotrivă? Deci, e vorba de 5 minute. Este normal lucrul ăsta, deci cel care nu-și folosește timpul de 5 minute și vrea să-l aloce colegului, așa de înainte, poate să-l aloce. Sigur că da. Bun. Păi, aveți cuvântul, domnul Zanferescu, m-ați scris la cuvânt cu problema ordinei de zi. Deci, domnul secretar, procesul verbal care trebuia să fie pornit are 3 săptămâni de la ședința trecută. Apoi a fost bună pe site până s-o, deci, s-o pornit. Am eu închis-o. Am întat de la început. Vreau să ați făcut ordinea de zi, da? Da. Da, bun. Deci, să știți dumneavoastră că strategia și planul de achiziții merg la pachet cu bugetul totdeauna. Adică, dacă la punctul 1 ai pus bugetul de venituri și cheltuieli, obligatoriu, punctul 2 este planul achizițiilor publice. Pentru că așa se discută, în pachet trebuie. Te uiți în buget, te uiți în strategie, te uiți în plan de achiziții. Ați dus-o în altă parte de numai ca să mai discutăm despre bani iar la ultimul capitol. Asta e. Atât am avut. Mulțumesc, domnule. Dacă mai are cineva de... Nu. Păi atunci să începem cu articolul 1. Da, supunem la vot ordinea de zi în ce sunt. Toți, deci, articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Domnul primar, aveți cuvântul sau delegat dumneavoastră, spuneți despre ce și cum. Viziunea este foarte corectă, este a mea, dar o las să vă prezinte doamna contabilă, dacă sunteți de acord, și după aia mergem la discuții. Pe studiu. Trecem la discuție mai bine. Da. Noi am fost vineri, cel care a fost de vineri, am avut ședința de comisie și se știe. Atunci, înscrie la cuvânt. Cine se înscrie? Domnul Zanferescu, da? Așa mi-ați spus. Da. Așa, cine se mai înscrie la cuvânt? Mihăiță. Domnul Hagima. Cine se mai înscrie la cuvânt? Eu am să lasă lista deschisă da, și domnul Dorea. Acum se înscrie numele la cuvânt. Nu, dacă, ca să știu și eu de-a cui timp solicit unui coleg. Vă dau și de la mine, sincer. Deci dacă ați pus regula asta de la dumneavoastră așa, și noi am votat-o, da? Și s-a votat. Da, foarte bine. Ei, poate cine se înscrie la cuvânt acum înseamnă că are probleme de buget, se lămuresc, da? Nu la urmă, vin și trag concluzia. Dar pe parcurs poate cineva mai poate interveni. Discuția interactivă poate face cu cel care răspunde. Da, haideți atunci. Păi, domnul Geru. Aprobăm bugetul. Aprobăm bugetul, domnul primar, dar unde e bugetul? Buget. Noi aici avem o poveste, un proiect de hotărâre, care o să vedem, îl aprobăm, dar bugetul, propriu zis. Pe masă acolo, eu aș vrea să văd bugetul ăla cu, care merge la finanțe, doamne. Și domnul primar. Bugetul cu 50-60 de anexe, câte sunt, în buget fiecare anexă, pentru că eu aici am cifre și vreau acum o cifră de aici, două, să mă duc în bugetul de pe masă, să văd dacă bate. Pentru că eu nu am încredere ce scrie aici cu ce e în buget. Bugetul. Nu ăla care l-a spus pe bugetul, propriu zis, pe anexe.
Deci l-avem pe masă, nu l-am. Ba da, este, eu l-am. Bun, atunci o să vin să-mi arătați o anumită anexă, că nu o să ajung la ea. O zicați-mi anexa cu tare. Anexa 1 și 2. Că ăla merge la... Aici noi avem o frumoasă poveste, într-un proiect de hotărâre, dar bugetul nu merge, nu merge asta. Ăla merge, bugetul pe anexe. Doi. Am văzut că ați... Îmi dați și timpul dumneavoastră. Că nu vă... Da. Am văzut că ați creionat bugetul pe deficit. Acolo. Am văzut parte de venituri de 50 de miliarde și la cheltuieli 54 de miliarde. Deci e dezechilibrat bugetul. Putea să fie tan de comandă, așa cum se mai face, dar să face și pe deficit. Pentru că am găsit o frază aici și aici e întrebarea mea către ordonatorul principal de credit. Am văzut că, având în vedere deficitul, în spate scrie, se spune că se va acoperi deficitul din față, ăsta, da? Zic bine, da? 412.000, 4 miliarde, 120 milioane, din excedentul de anul trecut. Cât e excedentul pe anul trecut, domnule primar? Pe jur de 4 miliarde. Deci, doamnă, 412. Atât este excedentul de anul trecut? Da. Pentru că poate și... fi mai mare excedentul. Nu, atâta este. De aici noi am făcut acoperirea. Excedentul, da. S-a spus. Am văzut la cheltuielile de salarizare. Cheltuielile de salarizare le-am văzut 19.605.000.000 aici. Dar n-ați văzut defalcați. Se defalcați acum. Nu, trebuiau aici, trebuiau aici, pentru că noi, când vedem cheltuielile de personal, văd și ce cuprind și mă uit dacă bate. Adică, aș vrea să văd aici salariile cu normă de hrană, cu bugetul propriu-zis, al... deci toate alea defalcate. Cum le-ați făcut în asta, în execuția de la punctul 2? Deci aici trebuiau defalcate. Știți de ce? Pentru că eu acum aș vrea să văd pe anul 2020 cât e o cheltuială de buget pe lună. O anvelopă salarială pe lună. Am făcut-o, dumneavoastră nu mi-ați dat aici, dar m-am dus în execuția bugetară și am constatat că avem o cheltuială pe lună de 1.470 de milioane ori 12 luni, îți vreo 17 miliarde și ceva. Dar nu bate cu 19. Eu cam știu de ce nu bate. Dar vă las pe dumneavoastră acum, domnul primar, să-mi explicați dumneavoastră de ce nu bate. Că după că dumneavoastră tot mă împingeți către doamna. Dar dumneavoastră ar trebui să știți și dumneavoastră. Deci, pentru că aici specialistul din constatarea mea este că s-a supărat. Iar avem o situație din anii precedenți, da, în care este mai mare anvelopa salarială decât e cea normală dimensionată. Și plăcăm bani acolo, fără să mai realizăm alte aspecte. Voi, de investiții de... Deci anul acesta s-au mărit salariile la asistenții personali și la persoanele cu handicap, crescând minim de economie, desigur că au crescut și salariile... Câți avem asistenți personali angajați? V-am spus mereu că faceți... Au fost 9, sunt 8. Ba. Deci au crescut prin scădere. Sunt 23 de indemnizații de persoane cu handicap. N-au crescut salariile dumneavoastră, n-au crescut. N-a crescut nimic, ordonanța 1 a cam blocat treaba. A crescut treaba asta. Nu e justificată diferența mare, punctul meu de vedere. Nu este diferența mare, dar s-a avut în vedere, pentru că mai sunt colegi care mai au avansare de grad. Deci se are în vedere și treaba asta. Și ce, vorbim de 2 miliarde la un grad, de 2 milioane, la 2, 3, 5 luni? Dar nu-i deci e vorba de o sumă de 2 miliarde blocată la salarii mai mare. Sau ați avut în vedere din nou să puneți sporuri salariale pentru grădiniță, că e cu afirul, cu... Asta, da? Păi se au în vedere toate creșterile salariale. Nu pot să știu ce dispoziție se dă pe parcurs. Am înțeles. Deci, dumneavoastră mi-ați spus acum că sunt și sporurile salariale pe contractele cu fonduri europene. Unele s-au terminat, unele încep. Bun. Am rămurit și asta la secțiunea de dezvoltare. Am constatat că sunt trecute, deci pentru investiții, obiectivele punctual, dar ceea ce spuneam mai și am reproșat și domnului Vasile, în strategia de achiziții.
Sunt și alte achiziții publice care nu fac parte acestui, nu fac parte din proiectul de hotărâre. Deci sunt în planul de achiziții publice, cheltuieli, dar nu sunt aici, în față. Și atunci, asta, cu asta și cu aia, trebuia să îmi dau un proiect de hotărâre complet. Că acum stau și mă gândesc, eu aprob numai cei din față sau aprob și partea aialaltă ca făcând parte din bugetul comunității? Logic, domnul președinte. Logic. Da. Deci, dacă puteți, domnul primar, să-mi spuneți dumneavoastră de ce e așa și nu e altfel. Și vor mai intrăm un pic pe chestiunile astea micuțe. M-am niște întrebări. Deci, în strategia achizițiilor publice, o să ne găsiți în afară de treaba care sunt aici, în față, la de dezvoltare, la obiectivele de investiții, alte cheltuieli care se fac pe global. Da? Alea nu fac parte din proiectul de hotărâre, ceea ce nu e în regulă. Când aprob bugetul prin proiect de hotărâre, aprob tot, domnul primar. Da? Și aia e acolo în strategie și ne și duce un pic în eroare, că el a făcut-o după modelul care e în lege, fără TVA aplicat, și sumele din față, măcar la obiective, sunt sumele cu TVA, în spate, în strategie, sunt fără TVA, de nu mai știi, mi-a trebuit ceva timp, ca să mă, un pic să, nefiind, deci consider că bugetul nu e redactat, în primul rând, nici corect hotărârea de asta și nici transparent, dacă eu o iau până într-acolo. Adică s-a urmărit prin ducerea strategiei, numai în final, în față nu-i prins, nu-s prinse toate achizițiile. Deci am reproșuri la modul cum s-a, serios, da, nu vă acuz acum, dar nu ați vrut să-l faceți consolidat ca lumea, ca în momentul când îl citește un om care cât de cât îl vede, să zic că da, e ok, aia cu aia, cu aia fac aia, aia. Sumele, pe urmă, putem discuta. De ce la aia e mai mult, de ce la aia e mai puțin? Venim cu amendamente, domnul președinte. E prea mult acolo, e mai... Asta da. Da. Modul de prezentare și de aprobare e deficitar. Da. Acum, dacă puteți să-mi dați un răspuns de ce e așa și nu e așa cum am zis eu, e ok. Dacă nu, mergem un pic acum. Asta e de redactare via Dizili, domnule. O face omul. E greșit, domnule. De ce? Adică de ce cheltuielile din strategie, da, altele, decât cele de pe dezvoltare? Este necesare ca să acoperim. Omule, eu am fost logic în ce am spus. Dacă poți să-mi dai un răspuns logic, pe proiect, pe proiect îmi va spune. Da. Bun. Deci eu am pus o întrebare logică, am făcut o interpretare logică. Dacă nu suntem la capitolul logic, înseamnă că asta e redactarea, asta nu e pregătirea. Mergem un pic pe asta. Am văzut la construire sat Poțcorțeni, este aceeași valoare din contractul de finanțare. Face parte din bugetul aprobat. Ne-a intrat suma prin aprobarea, prin contract. Corect, da? Deci banii au să intre de la prin programul dezvoltare locală treptat. Ei nu intră toți odată. În funcție de lucrări. După cum se face lucrarea, se face recepția, depunem documentația. Exact. Și ca să nu facem rectificare, poate în fiecare lună s-a prins toată suma care suma este în contractul de finanțare. De finanțare, da. Amenajarea trotuarului, care era strategia aia grandioasă, șplașa aia mare, amenajarea centrului urban Scorțeni, acum s-a transformat în amenajarea unui trotuar. Pe cuvânt, dacă nu. Adică așa era atunci prezentat, acum 2 ani când am aprobat-o. O planșă cu albastru, cu galben, vă mai aceți aminte, nu? Frumoasă, da? Acolo nu era un trotuar în aia, pentru că noi am plătit atunci prima cerere care a fost. Am dat 1 miliard atunci. Am spus, dar nu s-a dat banii lor. Da. Noi am aprobat în Consiliu. Din trei ori s-a aprobat, dar banii s-au cheltuit. Amenajarea trotuarului ăsta este toată suma în afara documentației 1 miliard 700 de milioane? Adică, vă întreb așa, mai aveți documentații de rezolvat? Că văd că vorbim tot de 2 ani de amenajarea trotuarului. Dar nu începem. Da?
Mai avem documentații nelămurite, autorizația, vize, aia. Autorizația trebuie să iei. Deci nu avem autorizația. Care-i motivul de nu avem? Deci drumurile naționale și poliția rutieră. Și așteptăm avizul ca să poți spărți. Stați un pic, de 2 ani așteptăm avizul? Că noi de 2 ani discutăm de treaba asta. Păi dar dumneavoastră și spun că așa la drumul, cât durează să vă dea un aviz? Doi ani. Mă, să nu duceți de alu. Nu ducem departe. Deci suma este pusă, grosomodul aici, așa. Să zicem o diferență, 10.000 de lei, poate fi mai puțin, dar mai mult n-are cum să fie, să spunem. Pentru că știți dumneavoastră că s-a mărit și salariul construcții față de ce am pus noi înainte și 3.000 de lei care trebuie să garantez omul în construcții și ne-am... Noi vrem să fim acoperiți, vrem să termine lucrarea asta, de Dumnezeu, până în vară. Să nu iese autorizația, că nu se poate construi. Credeți că cineva nu făcea, că doar am avut bani. Dacă i-am... Merg mai departe. Dat înainte. Da, mi-ați spus, mi-ați dat o lămurire. Deci nu avem autorizație, de 2 ani. În fine. Alimentarea cu apă și canalizare. La ce ne referim? 100 de milioane. Pentru că toate documentații sunt. La ce ne referim? Eu am început de documentație prin care am discutat cu o firmă de proiectare și consultanță care vor lucra cu coeficient de performanță. Ca să ne putem lega de un contract, trebuie să avem o sumă pusă pe achiziția cu aceste societăți. Ce înseamnă coeficient de performanță? Diferența în modul în care semna contractul de finanțare cu sursa de finanțare sau cu finanțatorul de către responsabilul primării Scorțeni, atunci va primi banii conform banilor care scrie și proiect. Mă duceți într-o zonă în care nu mă interesează pe mine. Nu sunt donator principal, pe mine mă interesează cetățeanul cum e Scorțeni și consilier, care este proiectul care îl vizați dumneavoastră în viziunea dumneavoastră de a-ți începe cu niște cheltuieli, probabil de studii. Nu, care e proiectul? Domnule, dumneavoastră știți că pe legea achizițiilor publice, ca să poți face o achiziție, trebuie să ai o sumă. Adică să faci contract cu cineva. Cum să fac un contract cu domnul primar, dar răspundeți-i scurte, domnule, care e proiectul? Pe ce proiect mergem cu suma asta? Sau pe ce proiect mergem pentru apă? Asta e pe statele, scurtem, primarul nostru și apă și canalizare. Așa. Și care e proiectul ăsta? Deci... Eu am întrebat în limba română. Pe bună. Deci... E vorba, poate da, eu sunt de acord cu noastră. Eu la vis trebuie să avem ceva acoperit aici. O sumă modică, 10.000 de lei. Haideți să vedem. Nu-i neapărat să nu sunt. Vă rog. Haideți, că și așa, ca și eu am lămurit. Vă rog să-mi spuneți, la ce v-ați referit când ați spus aici loc de joacă Parc Sorțeni? 2000 de lei. E diferența. Nu, la loc, nu la bani. Deci nu bani, că e 2000. Acolo noi avem aprobat o hotărâre în Consiliul Local, care anul trecut, când v-am întrebat la buget, mi-ați spus că Terdezomu vine și începe amenajarea parcului în valoare de 20.000 de dolari. Aprobat în Consiliul Local, da? Care e motiv? Deci bănuiesc aici dumneavoastră cu 2000 de lei, n-aveți ce să faceți decât niște documentații. Nu. Noi am avut și cota noastră de făcut, pavelii și este, știți că am avut 10% și mai impus. Vă spun și doamna, că asta e așa. Dar noi am început și oameni, deci investiția majoră pe proiect este a Terdezomului. Da. Și oamenii ăștia s-au mai vorbit vreodată cu ei, mai trec vreodată pe aici? Da, o să treacă, suntem invitați. Adică noi ne facem pavele astea și vin și fac ei barda de 20.000 de dolari, n-ar fi trebuit să înceapă lucrarea și când începe lucrarea amplă, că 20.000 de dolari nu-i 2.000. Am niște bani. O să vedem acolo, un șantier, cu 2, 3, 4, 5. Ei au venit cu montajul și cu locul de joacă, adică cu lucrurile. Deci dumneavoastră ziceți că de 2.000 de lei ăștia noi luăm pavele? Dom'le, este făcut în lucrare, este o diferență de plătit de anul trecut de 2.000 de lei, 20 de milioane vechi. Pentru că s-au pus pavilele acolo, aleile alea, le-am pus noi, eram obligați. S-au făcut de noi. S-au făcut de noi, nu s-au făcut de ei. Deci, până la urmă, proiectul de modernizare a parcului comunal Scorțe... Mai avea nevoie de suma asta. Mai avea nevoie de niște parale de la noi. Ei n-au venit cu un proiect de 20.000 de dolari. Ei mai trebuia niște bani. Un pic, da, cam peste tot. La Caminul Cultural Scorțe, acum las că supermerge și-a pe mine, că fac apel un pic la memoria ta. Proiectul ăsta a plecat de pe vremea când erai tu primar. De deci Scorțeniu, comunitatea Scorțeni, Scorțeniu nostru, drag și scump, aude povestea asta de vreo 3 mandate cu Caminul Cultural. Nu s-a făcut un proiect, vreo 600 de milioane. Noi când am intrat în mandatul ăsta la am mai aprobat 400, mai țineți minte? Da. Că era prea vechi, a zis Cătălin atunci, domnule, era pe PNDR, nu știu unde era, dar a zis, nu mai îl ducem acolo, trecem urgent pe CNI. CNI, da. Da? Ne aducem aminte corect? Păi, acum,
La CNI le punem la dispoziție ce? Le punem documentarele care le-am plătit noi, ia ca 600, ia ca încă 400 de milioane. Și acum mai... Deci nici nu s-a dărâmat căminul, da? Nici nu s-a dărâmat. Că trebuie să le punem la dispoziție locul. Că asta e la CNI. Vine ei cu finanțarea dacă e la ATC. Deci, da. Și acum eu iară iau de la început iar documentațiile, că văd că iar avem 150 de milioane. Afirmați-mi și pe deși nu vorbesc eu acum. Domnul, am avut 5 minute, lasă-mă și pe mine. Mai intervenim. Dar eu să legi. 15.000 de lei. Și acum, concret, ce pentru ce mai sunt? Hai ce spuneți. Domnul Apăr, spune astfel, când ați fost primar, ați făcut un proiect tehnic, da? Da. Șefiem plus proiect tehnic, da? Acel proiect care a fost făcut nu a fost depus nicăieri, că dumneavoastră păi a spus să face... Nu. Pe buget local. Pe buget local, da? Care implica 16 miliarde și ceva. Da. Corect? Da, corect. Da. Ei, în momentul în care nu a fost depus nicăieri, și nici n-aveam timp să depunem. Și CNI-ul, dar nu că nu a cuzit nimeni, domnule. Ascultați-mă să explic. Spuneți adevărul. Păi dar eu niciodată nu am spus, dar așa spun să vorbesc, nu vă ce s-a cuzat. Deci dacă CNI-ul ne-a acceptat acest proiect și când ne-am dus la finanțare cu proiectul la ne-au cerut clarificări. Cine ne-au cerut? De actualizat documentația pe baza legislației în vigoare după HG 907. Și nimeni nu ți-l face gratis. Eu am vorbit cu băiatul ăsta care e de la, sau cum îi spune, Felix, care a făcut proiectul. Și nimeni, el este, are drept de autor pe proiect. Înțelegeți? Și ca să facă modificări, trebuie să-l facă dânsul. Deci, CNI-ul ne așteaptă pentru actualizarea unei simple preambulul cu document cu legislația în vigoare, ca să poți să depui. Nu-ți primești proiectul, vreau să știți foarte bine despre ce. Nimeni nu-ți proiești, nu primești un proiect și fiți sigur că s-au modificat și deviziile pe lucrări cu construcțiile. Și atunci nimeni nu împrimește această documentație. Chiar dacă suntem în cărți acolo. Bun. Și nu vine căminul, nu se construiește în locul acela, căminul are locația, a fost vechiul cântar. Este intabulat, acolo este cherea. Păi da, de la bun început. Îl lăsăm așa acolo, spațiul, căminul ăla vechi, sau probabil că nu știu, dăm numai întreb. La altă destinație. Ce zici, la ce zi dai destinație? La o arduie? Domnul Ambăruș a vrut să-l facă pe ăsta locul la Grigoriev, dar noi l-au primit la proiectare, că era de paiantă. Spun adevărul sau nu? Aia rastă pe fața pământului și făcut altul. Asta trebuia făcut. Eu am văzut care e situația. Nu contest anumite chestiuni care au apărut de nu știu ce. Mie mi se pare faptul că noi vorbim de proiectul Căminului Cultural de vreo 10-12 ani, oameni buni. Deci dacă noi vorbim acum că găsim motiv, motive se găsesc. Deci motive se găsesc. Nu-i problemă. Dar uite, ne-a mai trecut și nouă mandatul. Că el dacă l-a pus pe buget și n-a avut, nu l-a făcut. A trebuit reactualizat, cum ai zis tu. Că ai dus, te-ai dus cu el pe CNI. Dar a trecut tot mandatul și tu îmi spui mie acum că ne trebuie doar o simplă zărție în față. Păi da, dar eu cer acum. Dar noi așteptăm de 4 ani, înseamnă, nu? Asta e problema. Asta e România, că noi am intrat în... Nu, aici nu-s de acord cu dumneavoastră. Bun. Mergem mai departe. La drumurile de interes local, m-am uitat și de la finanțele publice, am văzut că e o sumă mare. 310.000 sau 50. Plus ați mai pus din buget de la noi, așa, s-a făcut 3 miliarde jumate. Bun. Eu acum stau și mă gândesc ce mari realizare am făcut noi acum, nu în toamna trecută, în toamna anul altă, cu vreo 16 miliarde la drumuri, că au fost, au venit banii, noi știm. Ce vreți să faceți de 3 miliarde jumate? Că eu am văzut ce ați făcut cu 16 miliarde. Vă spuneam ce sunt la Scoțeni, să și pădurile Scoțeni, Scoțeni nu am. Cred că era cel mai bine, dragi colegi, să fi luat microbuzul înaintea ședinței și făceam drumurile locale ale comunei Scoțeni și vedeam unde sunt ăla. Vă spuneam despre ce este. Da, sigur că toți dintre noi de aici au trecut pe drumurile locale. Noi nu trebuie să mergem în drumurile ca la Scoțeni. Să fiți atenți despre ce se vorbe. Proiectul pentru actualizat pentru asfalt, da? Pe aia 7,1 km. Este finalizat, avem o parte de acoperit, dar s-a dat ordinul ministrului din data de cu numărul 3459, dacă puteți să vă notați, din 31.12.2019 pentru lucrări de investiții în cadrul subprogramului lucrări în primă urgență.
pe situații de urgență de la București, în care comuna Scoțeni este prinsă cu aproape 11 km, toate drumurile avariate care au fost inundate, deci Compania Națională de Investiții trebuie să ne le facă. Deci o să avem nevoie de documentații separate pentru alea care au fost afectate, să le punem la CNI, le predăm terenul și ne trebuie studii geo, ne trebuie mai multe și banii care au venit pentru drumuri, nu poți să le schimbi destinația. Este dat ordinul ministrului de petiții la 12, dar puteți verifica. Deci 3 miliarde jumate. Noi facem actul, domnul primar? Nu numai actul, poate mai avem nevoie și de... Am înțeles. Mai veniți și cu 3 roabe de balasul dental. E ușor de... Domnule, nu fiți ironic. N-a fost ironic, dar lasă-mă un pic. Dar gândiți-vă de la sumă. Ai avut acum 2 ani 17 miliarde aproape. Cu tot cu bugetul ce a fost, 500 de milioane. Și acum mai vii cu 3 miliarde jumate. Și pe drumuri nu se vede nimic. Nu fiți terzi jos. Aveți deja cu lăsați, dar eu chiar am lăsat că văd ce spune dânsul, vor spune și ce i-a spune și atunci cred că eu am luat toată lista de achiziții și une am și până mă opresc. Nu scoate preță, sau nu vrei să mai pun întrebări? De fapt asta vrei. Să ai 17 miliarde puse și spuneți că e tendențios. Asta e un simplu constatare, băi, aici sunt bani, nu-i sarmale. Ce vorbim? Da, da, 17 miliarde, nu mi-e puse. Merg mai departe. Vă ascult, domnule. Am lămurit așa cu grădinița, cu așa cu avizul, cu autorizația, cu drumurile. La gaze naturale noi am mai discutat problema asta, am intrat în ADI-ul ăsta cu ăștia la alții. Am auzit o chestie, că unii deja sunt foarte avansați. Am auzit pe la Ardioan că deja Victoria are aprobat proiectul. Noi mai dăm 500 de mii, bănuiesc tot pe documentație. Da, domnule, de proiectare, deci am avut da, bani, am făcut. Da. Deci tot pe proiectare dăm. Dar de ce am avut? Deci noi suntem încă în faza cu treaba asta. Nu suntem nicio fază și noi suntem cu aia în cărți și noi am depus. Că noi am mai fost o și noi avem aviz la mai fost o sumă, 100 de mii a fost. Aveți în toamnă, când am făcut ADI-ul, a fost o sumă de demarare, că ai spus, băi, atât costă proiectul ăla de așa, 100 de mii. Și acum am mai venit cu 500 de mii. Nu, ești cu contractul, atâta bani a fost am trecut. Dar vă confirmă și doamna, că domnul... Bun. Achiziționarea de autobasculantă. Mă gândesc că am avut aceeași, și am același punct de vedere ca la buldozerul care l-am luat cu bani în mână. Și am mai dat 500 de milioane după aia când avea lame, așa era de standard dotat. De ce n-ați făcut, domne, de la început așa? Că chiar am discutat amândoi și chiar mi-a plăcut că fac proiecte în Agelul și mă duc cu astea pe fonduri europene, cu cofinanțare 15-20% și mai protejăm și noi banii aia. Dar chiar avem din finanțare, nu le puneam, dar nu ești. Deci văd că preferați să dați numai banul din mână, sume mari. Și alții văd că achiziționează pe proiecte, pe diferite, când sunt sesiunile, păi, dar și atunci sesiune, dai 20%, păi tot doamna să dai 20% din 4 miliarde jumate, să dai 4 miliarde jumate. Dar pentru cine se ia mașina asta? Nu pentru primărie, cu 7 locuri, băieții la aici, la ajutorul social. Deci ai cu ce face treaba. Aici scrie autobasculant. Păi autobasculant, de 3,5 ori, la fi. De 1,8 miliarde. Deci asta bănuiesc. Cu TVA în mână. Da. Asta e cu banul în mână. Da. Mă gândeam, astea necesitățile, că au fost în proiectul dumneavoastră de mandat, la început de mandat. Erau acolo, le-am văzut eu. Vreți să vă arăt proiectul dumneavoastră? Da, dar nu erau linii de finanțare și trebuia atunci urmărit, s-au deschis. Sunt 4 ani, nu poți să spui că 4 ani n-au fost linii deschise. Deci asta zic că dăm prea ușor cu larghețe foarte mare din buget. Sumele așa se duc la dincoace, la... modernizarea la școală Floreș. Noi am discutat și aici, am discutat și la bugetul de anul trecut, am spus, este un imobil, nu mai vorbim de școală, e un imobil, este al nostru. Nu am spus de anul trecut că nu îl lăsăm să cadă. A avut o sumă acolo rezonabilă în buget, am rugat atunci și pe dumneavoastră și pe Vasile și am constatat cu toții că era un ison de păreri, că îi dăm. A spus un edificiu social, ok, n-ați făcut niciun demers în Consiliu, în aia, să-i creăm o utilitate publică, să putem să, în funcție de buletinul care l-am creat, să știm și noi ce finanțare îi dăm. Așa trântim bani acolo, dar nu știm la cine trebuie să. Adică, eu știu că scopul, în primul rând, îți reglează și buzunarul. Că dacă spun acolo că vreau să fac discotecă cu lumină, știu ce, poate trebuie să pun mai mulți bani. Da? Dacă fac altceva, poate pot spun mai puțin, dar dacă noi am creat o utilitate, acum ați venit, ați băgat iar 65.000 de lei aici, în asta, o să fac obiectul unei amendamente, eu nu mai sunt de acord. Când ați făcut ce trebuia. Ba vă spun eu de ce nu s-a făcut ce trebuia. Pentru că în momentul în care s-a pus bugetul pe dezbatere publică, da? Publică. Și s-a pus suma acolo, cu denumirea generică
modernizare școală Florești. Și acum eu am vrut să-l pun pe ordinea de zi primul după schimbarea denumirii în centru social, cum a spus dumneavoastră, nu mai bătea aceeași denumire una cu alta și era contul, era contul blocat. Și am mers pe suma asta care implică izolat și fațadă tot ca să... Asta nu mai există realitate, în legalitate. Și domnule, după ce... Deci în rețeaua școlară acest imobil nu poate să mai fie așa ceva. Și mă dar spui că într-un document oficial mergi cu denumirea veche, ca să iei, să asiguri bani. Și poți să faci lucrarea. Deci trebuia să adaptăm scopul în funcție de legalitatea finanțării, dacă nu vrea, nu știam ce să face. Încă este școală. Da, nu este școală, este un simplu imobil al comunității, faci parte din patrimoniul unei sportiri, fără nicio destinație, domnule. Îi schimbăm destinația, ca orice lucru public. Da, da, n-am reușit într-un an să schimbăm. Aici... M-am uitat la suma asta cu extindere scenă par sporțieni. Eu cunosc că am gândit așa, pentru că n-am cămin cultural. Și acum ce vreau să fac? Să-mi încapă 4.000 de urși acum. Să-mi încapă pe scenă, că 200 nu încapă. Deci mi se pare iurea. Dar eu aici am chiar o chestiune. Am văzut. Noi am avut o discuție. Deci noi am fost de acord cu dumneavoastră. Ați venit cu un proiect grandios. Dansul pentru copii. Nimeni din Consiliu niciodată n-a fost că nu trebuie. Ne-am aprobat. La un moment dat am văzut noi cu chestiile alea, cu banii, că banii erau mai mulți decât stabiliți inițial. Și am cerut și am cerut mereu. Insistem, dar nu v-ați vrut să. Haideți, domnule, să facem o lămurire odată, că putem continua contractul chiar cu domnul Dămoc sau putem găsi o variantă. Dar asta ce presupunea? Că la o discuție frumoasă, veneați cu toate cheltuielile și făceam o analiză preț-calitate. Ca să nu blocăm treaba asta în maniera în care se cer bani de la alții, cum ați făcut de fapt. Deci nu blocam nimic. Făceam o treabă de asta și tot noi luam decizia să dăm drumul în continuare. Dar atenție la cheltuieli, să revenim la 30 de milioane maxim pe lună. Deci era discuție și era și mergeam înainte. Acum văd că părinții puși de cineva apar și sunt nemulțumiți, că nu știu ce, fac apel la frumosul și generosul domn primar. Domn primar, dar mă întreb acum, frumos și generos, unii sunt banii puși la dansuri aici? Spuneți-mi unde sunt. Aici, în proiect. Dar dumneavoastră spuneți-mi. Tot mă trimiteți la doamna. Dumneavoastră trebuie să știți proiectele comune toate pe de rost. Sunt pe bună și vă spun capitolul bugetar. Păi dacă nu le-ați dat falcat ca lumea să vede, mă întreb. Nu-i dreptul meu să întreb. Sunt bani acolo. Deci sunt. Cât sunt pentru un an la dansuri la copilaj? Că trebuie să mergem. 30.000. Dacă vorbiți din amintiri, m-am lămurit. Nu din amintiri, dar n-am pus să știu toate cifrele, domnule. Eu vezi că n-am nimic în față. Eu vi-l spun că 30.000 atât am spus și doar. A fost proiectul dumneavoastră și păi asta l-am și discutat. Păi da, în limita la 3.000 de lei pe lună. Nu în limita la 5.500, 6.000 pe lună. Dar atunci au apărut problemele. Atunci au apărut problemele. Da? Da. Bun. M-am lămurit. Merg un pic aici. Am văzut, doamnă. La bunuri și servicii am văzut undeva o sumă care mi s-a părut foarte mare, 46.218 lei, și aș fi vrut să-mi spuneți ce conține asta. Și mai am încă vreo două și am terminat, domn președinte, ca să nu vă... Mulțumesc, că, domnul... Mulțumesc. Că mai no, dar când eu am fost tot timpul de acord că se vorbește pe subiect. Da, dar știți că eu vorbesc ca mult și vreți să-mi puneți numai un minut. Eu știu că... Da, nu, nu, dumneavoastră, într-un minut puteți vorbi când dați în șapte. Deci bunurile și serviciile în buget sunt un total de 1.199.500, din care bunuri și servicii pe administrație sunt 429.000. Asta ce am explicat și în comisii. Tot ce înseamnă furnituri de birou, materiale de curățenie, telefon, internet, curent electric, prestarea serviciului la încărcare rezervor, telefon, internet, toneri, tot ce înseamnă funcționarea instituției. Pe bunuri și servicii, la capitolul 61, avem 10.000 de lei. Am spus, sunt 10.000 puși pentru situații de urgență, pentru dotarea. De luat echipamente la ISU. Bunuri și servicii la învățământ. În total 188.000, din care
92.000 s-au primit sume din TVA, de la finanțe, iar 96.000 sunt sume date din bugetul local pentru funcționarea școlii. Deci protecția mediului. Am înțeles. Acolo este protecția mediului. Da, 10.000 protecția de... mediului. Am văzut aici o sumă de 290 de... Protecția mediului, acolo pe titlul 74, este salubritatea. Aha. Deci, serviciile de salubrizare, da, plus da, declarația... Da, la... trecut-o. N-am trecut-o nicăieri. Nu plătesc nicio amendă. Ați contestat-o? Da, este contestat. Unde? Păi, domnul primar, știi, eu nu am plătit nicio amendă care să nu fie contestată. Are domnul primar, are termen 30 de zile, conform. Ești depus la Deci e contestat. Da, este contestat, am certificat de grefă care este depus în trezorerie, altfel îmi blochează conturile. Da. Pe, deci ce spuneați dumneavoastră pe protecția mediului este salubrizarea. Pe capitolul 70 este iluminatul public, ceea ce înseamnă reparații la rețeaua de iluminat plus curentul electric pentru toate PT-urile, pentru iluminatul public. Iar la capitolul 67, ceea ce v-a spus domnul primar, 30.000 pentru muzică și dansuri, 5.000 pentru campusul de la Florești, 5.000 pentru... cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie, da? Asta da. Se vă înțelege și 500 de ce pun întrebările? Că nu ați vrut să le scrieți detalii. De fapt, da. Suntem în aceeași zonă care o spun și o fac cu acuzație că transparența în cheltuirea banului public nu există. Da. Concluzionez cu faptul că și acest buget este un buget în care nu a existat nicio tendință de a se face economicitate, de a drămui banul public așa în sărăcia în care suntem, în așa fel încât să avem și alte rezultate față de care le avem de 4 ani, an de an încoace. Mulțumesc, domnul președinte. Și eu vă mulțumesc. Domnul Iaiță, nu știu să te regoare, dar a spus că aveți o întrebare și o să știu. De la ceas cât a trecut, da, nu aștept și pentru dumneavoastră. Dacă mergem pe drum, haideți, domnule. Noi suntem în Consiliu. Lăsă democrația să funcționeze, să ne spunem oful, că și așa răspunsurile care ni le dau sunt doar 2%. Da. Și adevărul le lui Poloac doar 1%. Domnul Gelu, dacă n-ați fost întreb, lăsați-mi. Scuzați-mă. Vreau să întreb, vorbeam cu colegul, cu Sandy, pentru banii ăștia de la școală. Sandy chiar a motivat foarte bine. Am înțeles că aveți în intenții să faceți un cabinet pentru familie la școală, nu? Cabinet pentru medicul de familie, o sală cu pată pentru persoane de care... Să aibă condițiile necesare, nu? Băi, de ce n-a spus treaba asta că n-a spus banii ăștia? Adică motivă treaba asta, e simplu. Băi, nimeni nu schimbă. Banii ăștia doar pentru izolație. Deci s-au pus geamuri și deteriorează. Deci izolație și fațadă, că interiorul generează alte sume. O să fie modificat, o să vină două băi cabinetul. Da, nu sunt bani acum, dar treaba asta o să respectăm. Ceva pentru da, domnul, o să respectăm ce a spus domnul Zanfirescu Eugen. După ce o să avem o rectificare din buget, să schimbăm, până acum schimbăm generic denumirea cu centrul social. Deja proiectul a fost pregătit, înțelegeți-mă. Centrul social, copii, cabinet, da, așa. Deci include mai multe. Și compartimentarea normală. Păi nu, cum mă gândeam cu ce o zis. Sunt foarte bine, foarte bine. E corect. E corect. Vin o dată și săptămână, că sunt oameni în vârstă și la Florești. Așa am luat în calcul, nu că... Nu, dar spune că este pentru toată comuna. Pentru toată comuna. Pentru toată comuna. Și paturile, că vrem o sală cu paturi, doamne ferește, de o calamitate. Deci un moșneac sau ceva. Păi, bine, gata. S-o înțeles despre ce se știu că... În bugetele trecute ați mai prins sume de bani, nu știu, cred că aveți undeva prins. De exemplu, cum a mai fost? Cu mormântări, pentru ajutări, pentru un copil, pentru cineva, de exemplu, am înțeles că doamna Pușa are solicitare pentru copilașul ăla, nu știu, cred că e... S-au nu, aveți. 10.000 de lei, ca și anul trecut, da? 10.000, da. Așa, asta mă gândeam. În cazul în care o nu, exact cum aș dă bugetul, nu am văzut exact de valcat, da, detaliat. Da, este 57, am explicat și am comisii. Da. La asta vreau să mă refer. Ceva ce am vrut să mai întreb sau întrebat sau atins este punctele. Este pe asistență socială, prin suma. Domnul primar, că știi foarte bine, vreau să întreb și eu de date și obiectivul ăsta dat pentru copilași cu dansurile. Am zis că nu-i bine să rămână așa, dacă tot v-ați gândit la suma asta copii, de bani. Da. Domnul, copiii sunt foarte mulțumiți de
profesorii care le predau, care îi îndrumează, îi îndrumă spre bine, spre talente, spre... Foarte bine, dar din păcat nu poți să lași să prea cu vedere. S-au spus destul de mine. Da. Mai avem... Nu, eu am terminat, s-au adus ultimii care au mai fost de discutat. Și la mine s-au atins două puncte. Din punctul meu de vedere nu este nicio problemă, pentru că întrebarea contează, mă contează și ne pune. De acord cu dumneavoastră. La doar o... Adică o întrebare. Am două lucruri de spus. La ultimul punct. A spus ceva domnul Dan Firescu. Extindere scenă parc sau spărțel. Din ce cauză este necesară? Din ce cauză? Că ne-au solicitat cetățeni din comun. Da. Da? Doar da, dar... Asta e primul răspuns. Eu m-am gândit că vreți să mutați festivalul de la Mamaia, muzică cu la... Nu, sunt mult la Grigorie. Da, de ce? Păi da, ce spectacol mi s-a făcut la Grigorie, dar de ce să stea să danseze în fața scenei, că își poate dansa și oadă și pe scenă? Dar fi nu participi, mai ales un cadru didactic, ar trebui să și treaba asta, nu mă spuneați. Nu. Este o scenă micuță și oamenii au solicitat extinderea. Este o scenă rezonabilă pentru o comună. Adică sunt niște bani, nu este o urgență. Dacă aveam foarte mulți bani, nu era nicio problemă. Dar nu este o problemă. Văd că, tot la fel, văd că în... Mă uit, aici nu scrie nimic, ceva cu Grigorene. Înseamnă că în Grigorene s-a terminat toate lucrurile, deci acolo e perfect. Dar drumurile din Sulacă în Florești? Drumurile, nu vă spuneați, drumurile le-am văzut, dacă le o să le văd tot așa și după ce cheltuim 3 miliarde... O fost mai bine acum 2 zi, cred că erau mai buni drumurile și gradurile și coala și... Dacă o să le văd tot așa după ce cheltuim 3 miliarde, înseamnă că... Domnule, deci nu văd nimic. Drogul de sare, cam așa merge aici. Nu e vorba de drogul de sare. Așa în Grigorene sunt o grămadă de treburi de rezolvat. Păi, dumitare, dacă în fața locuinții dumitare, da? Vezi că, nu te spăra, că spun la o replică. În fața dumneavoastră este stația de autobuz, care a fost reabilitată prin mandatul meu 2 ori. Și făcută Neckerman și acum s-a furat flexiglasul. Și sunteți acolo. Ați văzut și din ce cauză nu mai există acolo? Dar de ce? Că s-o deci când au fost vânturile, eu chiar am văzut, când am fost vânturile, era o porțiune, tot se... Păi da, că a fost furată spatea care nu a fost furată. Ce se fure? Cine a furat și la Florești? Că și la Florești nu e de furat. Acolo nu a fost bine făcută de la început. De ce? Pentru că au încheiat undeva pe o bucată de țeavă foarte mică, au pus două una lângă alta, cuile alea unde le pui? La o mică de ieri de vânt se rupe foarte puțin prin dealul aia. Acolo trebuia pus... Pe timpul meu nu s-a întâmplat treaba. O fost vremea mai bună. Da. Nu știu, dar am văzut cum e prins în spate. Puteți să mergi să vedeți așa. Nu e nicio problemă. Eu zic că nu e bine făcută. Dar nu ca să o luăm așa, că eu chiar simt că... Dar n-a spus că e vina primărie sau a cuiva. Nu a fost bine făcută de atunci. Și o să vedem ce o putem face. Deci Grigorene este în aceeași ecuație ca și toate satele. Și toate cele 6 sate. Cu proiectele de drumuri, cu proiectul de gaze. Deci este în aceeași ecuație. Că vă poate confirma și domnul Ambăruș că satul Grigoren niciodată n-a fost prins pe proiectul de apă și canal. Da, știu, și noi vrem expunere. De aia am venit acolo la toate drumurile. Ca să se poată construi și pe zona aia. Pentru că și aia sunt cetățeni. Și Șerpeniu și Bogăneștiu. Era vorba, Cătăline, nu pune problema așa. Da. Trebuie să știi pe ce fel de proiect s-au scos atunci lucrările pentru apă, canal și ce sumă au fost. Da? Și după aia trebuie să spui, nu că, da, și s-a prins, ne depășea suma din cauza Grigorene și atunci am zis, prindem celelalte sate și după care automat făceam extindere. Așa să le spui oamenilor, să înțeleagă, pentru că proiectul ne dădea voi să zicem 10 lei. Cu 10 lei unde ne încadram? Deci, începeam. Florești, de-al Dragomereasa, Scorțeni, toate astea când ajungeam la... se ducea. Dar prindeam și extindere, că nu s-a vrut. Da? Exact cum întreba dacă mai spune. Da, domnul Mihăiță. Domnul Hagimă. Da, nu e o problemă. Noi tot am auzit și acum. S-a dat amen de la medic, bănuiesc pe... de salubritate ceva, bănuiesc, nu știu. Am văzut că în sunt containere de astea cu selectare a deșeurilor, pentru selectarea deșeurilor, oamenii sunt oameni și fac total ce nu trebuie. Există posibilitatea, eu am văzut și pe la Bacău, o posibilitate ca în acele containere să fie puse doar plastice, doar sticlă, doar carton.
normal, sunt făcute niște grilaje, care omul nu mai poate să forțeze capacul deasupra să-mi pună orice gunoi. Eu zic că e pentru binele comunității, pentru că noi am plătit mai puțin dacă s-ar face colectarea selectivă. Eu ce pot să vă răspund că containerii care le vedeți dumneavoastră selectivii sunt puși de rompres prin adis. Nu sunt gestiunea primăriei Scoției. Da. Sub nicio formă colectarea selectivă nu o plătim noi. Ce pot să vă spun? Că omul, nu numai în comuna Scoției, în toată țara, este foarte greu de prelucrat și educat, să spunem că. Așa e, nu toți. Că sunt și oameni care știați treaba asta. Containerele alea au fost sigelate, au avut lacări. Deci, nu că acum le apucăm să studăm ce putem să facem cu plasticul ăla. Deci au fost sigilate. Dar dacă omul pune plastic pe sticlă și alea, și alea, și alea, deci tot ce generează și nu poate fi selectiv, are o marjă de 10%. Un container de la mai mult de 10%, altceva, nu poate să aibă în el, se duce la grămadă și tot în buzunarul omului din satul Scoțien se regăsește. Aici e vorba de mentalitate. Da, da, este foarte greu. Și aici putem colabora tot să discutăm cu oamenii. Dacă convingem unul, bun din 10. Ce vreau să vă spun, aici cu forțarea aia, că chiar unul de la ajutor social a făcut chestia asta. Păi și ce nu spuneți? O să vă spun... Așa. Da, separat, dar să știți că domnul am profesor, văzut și am spus, de ce faci chestia asta? Cine am lui bine așa? Nu știu. Bine așa. Da, da, domnul Hacru. Mai aveți ceva? Nu mai aveți. Domnul Sandel. Da, vă mulțumesc, colegii mei, au atins toate punctele. Mulțumesc atunci, v-am înțeles. Doamna Narcisa. Tot la fel. Tot la fel. Nu s-a atins. Bun. Mai e discuția cu cererea părintelor. Care am pus. Tot la buget. Eu am să-i dau citire cerere, da? Așa. Și după aia o explică. Și spune, domnule primar, în numele parohiei Scoțeni, județul Bacău, vă rog să... Ca în ședința Consiliului Local din data de 17, să analizați adresa parohiei Scoțeni înregistrată cu numărul, prin care solicităm sprijin financiar pentru Biserica Monument Istoric Merișor. Vă rugăm să puneți în dezbatere publică obligațiile pe care le avem față de monumentele istorice și să încercați, pe baza legii, să aducem monumentul la starea inițială, respectând autorizația numărul 60, cu seama care și o autorizație, părintele, așa, eliberată de Consiliul Județean Bacău. În adresa de mai sus am arătat costul de vizului și aș propune Consiliul Local ca în 2-3 ani să aloce fondurile necesare pentru finalizarea construcției. Aș solicita pentru anul acesta suma de 120.000 lei. Aș propune și am fi foarte bucuros dacă acest proiect autorizat să fie inclus și în programul Consiliului Local și să vă ocupați direct de acest proiect pentru că legea vă permite și vă obligă. Vă mulțumesc că în numele parohiei Scoțeni. Da, există legea. Și vreau să vă știu, din 2016 o studiați și vedeți despre. Nu, dar am studiat-o. Dacă vreau, chiar vreau să vorbesc pe subiectul ăsta. Deci, chiar mă angajez să-l ajut pe părinții, dar sub ce formă? Am înțeles că dânsul a terminat proiectul, da? Da, da. Este linie deschisă la CNI, la Compania Națională de Investiții. Vă dau niște obiective finalizate și care sunt în lucru. 100% finanțează CNI-ul. Mă duc, eu mă angajez personal la CNI, îți depun documentația și o va finanța CNI-ul și nu mai durează 2-3 ani. Poate face într-un an. Vă spun așa, dau niște exemple. Pe Alba, deci lucrări, consolidare, reabilitare, facerea acoperișului la Biserica Sfântului Arhanghel, satul Cicău, Comuna Mirăslău, 898.700, finalizate. După aia, Brașov, Biserica cu turn prăbușit și la zidul din cinta de Biserica satului Rodbaf, 3.780.000 finalizate și ien și ien. Și acum avem în, și spune, conservare, restabilare, restaurare, reabilitare, biserică, nașterii Maicii Domnului Feneș, Alba. Analiză documentații, analiză documentații. Deci e cu 0 lei, dar și o analiză. Avem timp real să depunem. Eu personal, când am cu drumurile și cu... Mă duc și depun dacă părintele are încredere, sau poate să meargă cu mine, mergem la CNI, la punctul ochii, punctul lovit și va avea finanțare pe acest obiectiv. Da. Domnul Giorgu, haideți 10 secunde așa, dacă aveți de dat o deci la CNI, da, că-i părintele, că-i altcineva pe obligă, o să stea o 5 ani. Cum stă și căminul Scoției? Nu, pentru că proiectul nou, mai și înțeles că conform. 442 lege, obligațiile primarul Consiliului Local. Trebuia să prevedeți la construcția bugetului că e vorba de Merișor.
pentru autorizație și dosarul de proiect. Merișorul. Merișorul datat 1474. Do, aici stau 5 ani. 1700. Așa? De ce vremea nu Ștefan cel Mare? Deci nu știi. Dacă nu știi, taci. Mai mult decât atât. Deci Merișorul cade. Până facem cine eu că asta cade Merișor. Deci încercăm să-i asigurăm, măcar cu propunerea că ai avut-o anul trecut, că tu ai avut propunerea anul trecut și a fost pe lege. Și am și aprobat-o. Dar am trecut, am acordat. A fost pe legea 442, legea protejării monumentelor istorice și, dacă vreți, amendamentul care îl supun votului, un miliard de la salarii, de la salarii acolo, de unde luați fonduri europene, merg la Merișor. Lasă să vorbească și primarul. Deci asta este domnul, amendamentul domnul care îl supuneți la vot. Nu vreau să fiți adus la cunoștință cumva că suma care a fost, de, sumele care au fost acordate către biserici, către monumente anul trecut, au fost justificate cu documente în spate decât de Florești și Grigoreni și de la Scoțeni. Nu avem pentru miliardul ăla niciun document în spate cum s-au cerut banii. Ce ni s-a sumat asta? Niciun document nu a. Și cum se mai finanțează ceva că nu am documente? Asta nu mai e treaba mea. Dar unde am eu? Nu mai este treaba mea. Obligația mea este 442, Consiliul Local și Primarul. Este obligație, dar dacă nu am documente... Aveți organ de specialitate, ia legătura cu părintele, părinte, asta e treaba. Păi, dar nu, dar așa alocăm bani fără justificat. Nu, este justificat prin protejarea monumentului Merișor cu autorizații de construcție și proiect. Care trebuia noi, primăria, să-l facem. Da, domnule, că așa... Deci ăsta e amendamentul care l-a propus în singur. Am înțeles, am înțeles. Având în vedere că ai noștri colegi și cu amendamente și au și discutat pe legea... Deci ai dat un sfert de oră, 20 minute. Ați explicat, dar n-ați explicat. Ce vreți să mai explicați? Am să-i explic în felul următor. De ce să tai să-mi fac amendamente acum că noi avem de primit un miliard ceva în iunie și așa până atunci nu are cum să aduc în documentele. Și cu condiția să-i punem atunci. De ce să facem amendamente? Dacă domnul lucrea de CNI. Da. Și dăm șansa așa unui primar care va veni, poate e mai darnic, poate de 3 miliarde. Domnul, este ordonator principal de drept, de acord, este problema dumneavoastră, este un consiliu local. Eu am făcut un amendament și o să-l supuneți la voi. Nu, că adică asta e problema. Asta o să facem. Separat o să fie. Deci, pentru articolul 1, proiectul eu privind aprobarea bugetului, așa, s-au discutat, acum supunem la vot. În urma discuțiilor portate, cine este pentru? Pentru ce? Pentru aprobare, am zis, bugetul. Amendamentul sau bugetul? Nu, amendamentul. Supuneți amendamentul la vot. Nu, amendamentul. Amendamentul vreți. Pentru amendamentul. Haideți, oameni buni. Pentru amendamentul. Cine este pentru problema asta ca să treacă și la bugetul? Haideți. Pentru amendamentul ăsta cu problema bugetului, da? Cine este pentru, am zis, cine se abține? Împotrivă. Împotrivă, doamna Vici. Doamna Vici, împotrivă. Acum, vă rog, spune. Acum, pentru buget, vă rog frumos, da. Cine este pentru? Șase. Și cu? 7. Deci 7 pentru. Cine se abține? Cineva împotrivă? Doamna Lăcic. Trecem, dragi colegi, trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre? Da. La articolul 2, proiect de hotărâre privind execuția bugetară. Cheltuieli de trimestrul 4. Domnul primar. Am fost la studiat la la comisii, dar sunt. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Gelu. Da, mai e cineva? Domnul Gelu, vă rog frumos să aveți cuvânt. La carburanți aș vrea să întreb o chestie, care am văzut-o aici total pe 3 luni. 137 de milioane, cam 4.000 de lei pe lună la carburanți. Asta însemnând? Da, s-au luat carburanți, dar sunt pentru anul acesta. Deci vorbim de trimestru
Am luat pentru toate reștile de zăpeciri. Și ne-am încadrat în sumă și am luat pentru să fie în stoc. M-am lămurit. La transport, iar văd o sumă mare, pe ultimele 3 luni, adică aproape 18 milioane. În afară de faptul că am avut carburant la dispoziție fără număr, da? Așa a fost. Avem și, iar la transport, am rugat de data trecută, hai să... Ai văzut, am fost de acord. Da, bine. Am fost de acord. Am fost de acord. Adică să eliminăm treaba asta. Iată că dacă sub forma ailaltă a prezentării cheltuielilor lunare nu mai vedeam nimic, că era altă formă. Acum, doamna a zis, hai totuși să le arat adevărul. Deci sunt 18 milioane cu cheltuite la transport în 3 luni. Mai apare câte una fortuită, da? Dacă cheltuim și motorina toată și cu asta... Nu, dar asta e din urmă. Deci, am văzut și la... Deci, nu vorbim da. Am văzut aici la cheltuielile care au fost cu rețeaua de iluminat, destul de și la curent, dar și la rețea. Deci noi chiar plătim bani, destul de mulți, dar văd că totuși mai există nemulțumire, am văzut. La voi mereu ați spus, doamne Grigorean, că nu funcționează nu știu ce. Astea nu, cineva nu urmărește din cadrul aparatului administrativ. Ba da, domnul Eugen. Adică după ce faci banii, asta care-i treaba? Bași banii, dar să nu mai fie problemele. Nu, asta banii și plătesc în momentul în care vine și-ți face o reparație. Deci nu mă refer la ce o sumă. Banii sunt mulți. Nu, am înțeles. Da. Dar sunt multe avarii. În momentul când noi și acum mai am înțeles că la PT2 nu ar vine o săptămână. Bun plan, deci sunt bun plătim. Plătim. Dar ar trebui să nu mai fie probleme. Păi așa am înțeles. Nu? Și intervine, dar și intervenirile mai cauzează niște scurturi, mai, da. Deci, uite, la Florești, bă, poate confirma partea asta de la pod încoace o săptămână. N-ați avut iluminat public, da. Ce să zic? Nici la mine. Deci, plătim la lumină și lumina nu plătim, pentru că nu putem, că rămânem fără. Dar tot mereu au fost discuții că sunt probleme. Și atunci am zis, băi, noi plătim. Dar n-ar fi fost bine să plătim și să nu existe nemulțumiri. Asta e problema. Și eu aș fi de acord. Asta e. Da. Mulțumesc. Asta ar fi trebuit înlocuită toată linia de iluminat public. Deci tot cu tuburile alea și atât. Da. Cu da. Tuburile alea care le văd aici. Tuburile sunt acolo la ce avem. Deci, da. Câte mai sunt, le mai avem. Sunt alea, dacă noi bine nu le luăm. Haideți. Și acolo. Da. Mulțumesc. Cu plăcere, domnul. Mergem. Deci, proiectul ăsta de hotărâre privind, nu am mai fost alte discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Da. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de hotărâri cu dravalori la mijloace de transport pentru personalul didactic. Știți despre ce este vorba. Da, dacă sunt, aveți ceva de discutat? Nu. Atunci, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Dacă era domnul Vasile, puneam o întrebare, dar nu mai, dacă nu el lucrurile. Da, cu doua, toți suntem, da. Ei, acum, da, să știți că îi dădeam dreptate și îi dau dreptate, domnul Vasile, așa cum se vorbește, că batem noi bani, dar unde este adevăr, este adevăr, la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții și programul anual de achiziții. Am stat la primul punct. Dar zic așa, dat fiind faptul că s-a discutat și de asta l-am lăsat pe domnul Gelu să discute și le-a spus chiar plăcut așa, eu vin cu rugămintea să supunem spre aprobare. Dacă aveți de spus, nu de rog. Nu am de ce. Bun. Înscrie la cuvânt. Domnul Gelu. Da. Cine se mai înscrie? Că nu vreau să cred. Bine, domnul Gelu, aveți nu mai discut pe sume. Nu. Da, ce aveți? Doar că trebuie să aminte la pachet da. Cu planul. Acum bine. Chiar am punctual pe textul strategiei. Adică, aveți de discutat. Deci, de așa. Știți de ce? Pentru că am constatat că lipsește ce era mai important, domnule, aici. Spune. Și asta e. Vă ascult. Nu le citim. Dar, când veniți cu el... Vin cu rugămintea să ne încadrăm în ceva timp, da? 2 minute, atât. Mulțumesc. Planul am ar... Da. Eu m-aș bucura să râd și eu să spui și tu. Mereu. Câteva chestii. Că sunt probleme reale. Care ne confruntăm. Da. Planul... Deci planul de asta, am constatat că cel mai important lucru nu este relevat acolo. Adică procedura, modul de achiziție s-a scris directă, dar nu s-a scris de nici constă. Deci în document. Ultima parte. Da, constă în întocmirea, referatul necesitate, cum se face dosarul de achiziție. Procedura. Deci nu este procedura trecută aici.
Atât am vrut să... Da, dar... Deci procedura... Se referă la ea. Domnule, stai una. Asta o știm, pe lege. Nu, 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 nu. O trece aici, domnule, că ai spus achiziție directă. Și da. Scrii după aia, procedura. Tot din lege, procedura, domnule, da. Că e hotărâre de consiliu. Păi, da, te rapotezi. Este document incomplet, domnule. Te rapotezi acolo, da. Și Dumnezeu. Păi, dar nu scrii ce în lege. Păi, nu scrii ce în lege. Păi, dosarul de achiziție. Și cum se face procedura, nu? Păi, dacă n-am scris procedura, și eu am făcut proiect de hotărâre, fără procedură. Și Dumnezeu. De acord cu dumneavoastră. Dacă legea achiziții publice se schimbă în cursul anului, și la cine mai raportăm? Nu o să schimbă. Deci la legea din nou, aprobă strategia din nou. 16 este agradată, nu o să schimbă. Procedură. Deci mergem pe articolul 4 și supunem la vot. Cine este pentru? Deci eu sunt de acord, am văzut. Deci, nu, dar am spus o chestie care nu e acord. La articolul 5 trecem prezentarea raport de specialitate privind cheltuielile la data de 31.12. Până pe data de 31.01.2020, este o informare. Doamna Medelcu, vă rog, da, mi-a spus, da, vă rog, vă rog, că dacă mai avea ceva la întrebări, dă-mi-o și de aia. Mulțumesc tare mult. La cele... Haideți, spuneți dacă aveți câteva cuvinte de spus sau cineva, dacă vrea să-i pună întrebare doamnei Nedelcu, vă rog frumos. Da? Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Gelu, da. Adică, așa, dacă, cine se mai înscrie la cuvânt, vreau să spun ceva. Sigur. Deci nu mai e nimeni. Domnul Gelu, aveți cuvântul. Deci, doamnă, eu nu văd nimic apoi. Asta l-ați făcut în așa fel, chiar să nu vreau, n-ați vrut să văd nimic după el, dar nu e o problemă. Că eu nu mă refer la conținut. Asta a fost apărut la data aceea, deci contul de execuție... Deci l-ați făcut pentru tot anul ăsta, da? Deci pentru contul tot anul. De execuție de transparență bugetară a apărut la începutul lunii. Deci documentul ăsta, aici a spus fost, așa că nu vreau așa. Sunt cheltuielile. E pe tot anul. Pe tot anul, da. Cheltuielile, da. Nu, nu cerut, că mai am venit pe execuțiile bugetare. Noi vorbeam, vreau să văd cheltuielile din decembrie. Așa, pe modelul de la punctul 2, care l-ați făcut ok, ăla cu aprobarea execuției bugetare. Pentru că și pe luna ianuarie, tot așa le faceți cum vreți dumneavoastră, ca așa nu știu ce. Dar nu cum am stabilit și am vorbit noi cu dumneavoastră la început de mandat. Că de un an de zile, n-ați mai vrut deloc să faceți și acum spuneți și domnul primar, sau și dânsul cu dumneavoastră, spuneți de ce nu ne-ați mai făcut așa cum ne făceați, cum ne-ați obișnuit. Pentru că 3 ani de zile. Când am făcut detaliat, dumneavoastră sau o parte din consilier, nu au fost mulțumiți de raportul meu. Nu e adevărat. Asta le-ai inventat. Sunt ședințe filmate pe care nu ați fost mulțumiți, că nu înțelegeți. Nu, chiar am și spus că până la o anumită perioadă a anului, ați făcut treaba chiar mai și detaliat, am dat și tot au fost mulțumiți. Urmă, ați în limbajul dumneavoastră transparență bugetară. Da. Ok. Deci puteți să nu le mai faceți deloc, din punctul meu de vedere, dacă le vrea cu colegia. Când s-a dat acea dispoziție să se facă informare, s-a dat pentru venituri și cheltuieli. Vreau să vă întreb pe domnul consilier, să întreb câte informări la venituri au fost de aproape 4 ani de zile. Eu la cheltuieli am făcut în fiecare lună. Dacă la venituri v-a făcut cineva informare. Da, pe acea dispoziție suntem prins și venituri și cheltuieli. Dar dumneavoastră acum știți ce faceți? Facem o remarcă la cineva din aparatul administrativ al primarului. Deci dumneavoastră, nu e adevărat. Deci de pe transparență bugetară nu se apară contul de execuție. Deci n-ați făcut o referință acum la un aspect care aparține aparatului administrativ al primarului. Da? Adică ați făcut o reproș șefului dumneavoastră direct, ca să știți. Așa, și lui. Da, direct. Bine. Pentru că și eu sunt salariată ca ceilalți. Și muncesc. Da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da. Păi nu, aici deci v-am dat explicație. Mergem și la ultimul punct care a venit ca și suplimentar, un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorilor de la SCE cu SUDESA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 de 604-2018. Întrebați, discutați, spuneți-le colegii ce este, despre ce este vorba, să înțelegem și noi ce și cum. Îl citești tot sau să știi despre ce este vorba, uitați, ultima, vă rog. Verificați rapoartele de avizare. Acum ați la... Da? Ca să le fie semnat. Nu mai citim.
Pot să spun și eu, mă înscriu, ca să vă scriu, da. Dar spuneți despre ce se... E vorba de prețuri, da? Ce se duce pe tonul, da? Ce este ecosodul, cu ce se ocupă și... Ecosodul e cu transportul, cu depozitarea culorilor. Și s-au făcut niște sume. S-au făcut niște sume, au derivat niște sume acum. Ia actuația numărul 2 și care trebuie aprobat pentru... Bula funcționare și depozitarea gunoiului din județul Bacău, conform ADI-ului, ADIS Bacău. Deci nu suntem singuri implicați în treaba asta, toate comunile care sunt în ADIS. Bacău, măcar să citesc asta, Bacăuănești, Moinești, Buguș, Comănești, Dărmănești, Fălin, Bordova, Târgu Ocna, Agă, Șarzioanea, Său, Balcan, Bârsănești, Berești, Cadărești, Cazlou, Berzun, Lăgești, Bogdănești, Bursuraș, Sarfuciu, Buhoci, Căiuș, Cașin, Cleja, Colonești, Corbasca, Cotrovănești, Zăbinești, Dealul Mori, Dostiana, Fărăoan, Filipien, Filipești, Greiceana, Căsien, Câlem, Ghimeș, Fărăși, Băbănești, Gura Văi, Gineziu, Hemeiuș, Horgești, Guruiești, Itești, Zborul Veneciului, Ien până la Zemeș. Da, da, da. Trebuiește neapărat cu totul ăsta să aprobăm, că nu putem plăți ca alte comuni. Să rămânem cu gunoiul în... Cum a fost Umăneștiu, Măineștiu sau toate treaba asta. Deci, supunem la... Domnul Gelu, aveți cuvântul. Deci, două chestiuni scurte. Da. Unu, documentul ăsta trebuia de la ședința din ianuarie să-l facem. De asta. Da, pentru că NACA a fost în decembrie. Cătălin trebuia să vină cu proiectul ăsta de hotărâre din ianuarie și noi tot în ședința din ianuarie, într-o sinteză de trei rânduri, spunea, stimați cetățenii ai Comunei Scorțeni, da, în anul 2020, mă repet ce am spus în ședința trecută, prețul la gunoi, care nu-l stabilește primarul comunității, se stabilește în Consiliul de Administrație, în adunarea generală a AGA, a ADIS-ului, da, acolo, este atât. Adică vă așteptați că va crește când plătiți impozitul, va crește aia și vă explica să știți ce. Celelalte aspecte sunt din toate chestiunea asta, sunt cele care le au în regulamentul de funcționare a ADIS-ului, care le validăm noi prin vot în Consiliul Local. Deci asta, asta e cu întârziere. Voi ați avut atunci. Domnul secretar mi-a zis că acum a venit zilele astea. Prin 14. Nu, 14. Dacă îți cer adresa. Deci eu dacă vă spun că la mine așa cu 14. Haideți să-i dăm drum. Pe pagină ce face. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Okay. Deci, deci, hai totuși spune care e prețul la gunoi în anul 2020, pe persoană. Spune asta măcar. Ca să știe lumea. Păi, vă spune 900 de lei. 90 de lei, pardon. Per persoană. Că nu greșesc aici, dar știu. Atunci facem altfel. La următoarea ședință. Spuneți așa. Da. Pe persoană, pe lună, este 6,80 sau cât Dumnezeu. Nu țin cu evicierea. Uitați-vă acolo. Asta înseamnă, dragi cetățeni, pe o persoană, pe 12 luni, atât. Asta vrea să aștepte omul. Nu că mă votez eu acum hotărârea. E 90 de lei de persoană pe lună. Uite, aici ăsta e prețul la lună. Pe an. Pe an. 90 pe acela, 12, 7. Este în dinamica stabilită de acum un an de la criza din gunoi. Exact. O creștere anuală, îi dat un program acolo. Din 2011, nu-i de acum. Bine că la problemă fiecare an e altceva. Dar s-a înțeles ca și sumă. Din 90 de lei de persoană. 90 de lei per persoană pe an. Pe an. Da? Bine, mulțumesc. Haideți să mergem și la întrebări, interpelări, informări ale primarului, a domnului consilier, declarații politice, o să fie și din astea. Da, cine se scrie la cuvânt? Aici să știți că chiar nu vreau să las 5 minute. Mireță Zampirescu. Da, cine se mai înscrie? Așa o întrebare. Geo. Am să mă scriu și eu pentru două minute. Dar și Valentin? Domnul Valentin, da? Domnul Valentin, vreți să vă înscrieți la cuvânt? Da, voiam să facem cu lumina. Acolo sunt două săptămâni care nu funcționează lumea. Deci joi a trecut, trecut un joi. Și acum a venit iar joi. Dar nu ești adus la cunoștință și vin și intervin. Da. S-a aprobat bugetul și plătezi acum. Da. Cine vrea să mai înscrie? Nu. Mihăiță, hai spune. Da, domnul primar, vreau să mă adresez direct. Domnul primar, cred că ce a spus dumneavoastră, o să vă țineți de cuvânt, cred că o să fiți de acord și părintele, să depuneți proiectul pe CNI. Da. Dacă în cazul în care nu se face nimic, la luna a șasea rectificării, la șaptea, a șaptea, da, banii ei o să aprobe pe aproba. Deci v-ați luat angajamentul, părinte, că da, vă să fiți de acord. Este foarte bine
să vină banii pe o linie de finanțare, nu din bugetul local, mi se pare foarte normal. Cum stă biserica, știu, este obligat. Obligat prin lege. 442, obligația primarului și a consiliului local să prevadă deci, în buget. Mie, domnul primar, mi-a inspirat încredere și mi-am dat seama că dânsul a motivat. Mie nu. Și nici mie, dar am spus că haide să mai dăm o Eu sunt tot de povești 4 ani. Dar știți ce se întâmplă? Deci să încercăm să accesăm și această linie de finanțare și nu să ne raportăm numai la bugetul local. Deci dacă e vorba de așa cu CNI-ul, ca să dăm... Da, este foarte bine. Înseamnă că se asume întocmirea proiectului primăria care să-l duci la CNI. Deci vă propun, domnul Eugen, fiind din timpul vreau să liberi... Știți de ce? Că eu am fost în balanța votului acum. Și să știți că o să am discuții pe genul ăsta. Eu am fost în balanța asta a votului. Dacă eu votam pentru... Vreau și banii intrau din buget. Asta am venit cu argumentul ăsta și vreau să motivez. Care este motivul de ce m-am abținut de la vot? Deci vreau să discut și să termin la cap. Îți propun, domnule Eugen, că aveți... Care a fost motivul de nu respecti legea la creionarea bugetului? Ai legea 442, protecția monumentului istorice. Când îți vine miliardul ăla, atunci îl folosești la altceva. Prin rectificarea bugetară. Ascultă-mă, deci, dar omul s-a făcut de treabă. Ascultă-mă. Acolo. Nu. Adică noi am făcut o amânare și aprobat. Haideți să vorbim pe bun. Nu credeți că am fost împotrivă. Nu credeți că am fost împotrivă. Eu n-am încredere că nu mai tine domnul. Nu vreau ca biserica să fie reabilitată. Nu mă aștept. Poți să-i domnul să vreți să vorbesc și eu de asta. Vorbim, nici n-am zis nimic. Ești de acord cu dumneavoastră. Adică trebuie refăcută. Deci, am spus să motivez votul care l-am dat. Vreau să și spun de ce am votat așa. Pentru că nu vreau să aud discuții după aia că consilierul Zanfrescu de la biserică a votat împotrivă. Nu. Eu știu că ăsta o să motivez treaba. Deci, mi-ați inspirat încrederea și îmi dau seama că dumneavoastră ați motivat foarte bine. Este linie de finanțare. Și vă rog frumos să vă implicați în chestia. Dacă nu luna 7, exact cu dumneavoastră, cum o suporta biserica 500 de ani, mai suportă câteva luni de zile. Dacă nu o să fie banii aprobați din buget, nu o să fie care o să mai fie. Unde? 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 Ai proiectul de făcut? Nu, da, părintele și-am legat. Corect. Corect. Foarte bine. Mers și eu. Și eu merg. Eu merg. Uite, părintele o să-mi dea... dar nu să mergem numai, să mergem și ne întoarcem. Nu, mergem la CNI. Problema mea este alta. Că așa cum stă căminul pe CNI-ul, de care tot înfrunt-o mie de 4 ani, așa o stă. Așa o stă în diferență. Părintele are toate avizele și tot proiectul a gradat și a dat la zi. Deci el nu mai trebuie depus în finanțare. Nu are. Căminul are toate avizele. Căminul nu are acest proiect avizat și a gradat la zi. Nu are. Nu știi ce înseamnă CNI. Că sunt acolo trei proiecte? Acolo sunt mii de proiecte. Mii, dar domnul primar, mare dintre partid la guvernare, dânsul mare și el, posibilități, pârghii, mai poate și dânsul miște ceva. Hai, domnul Giorgio, ia spuneți. Eu spun că nu am încredere. Eu am o declarație politică, sincer. Da. Eu n-am știut lucrul ăsta că s-a intrat deja în campanie electorală. Da? Îmi pare rău de lucrul ăsta că în 2016 când au început discuțiile și eram spre finalizare, Bașca chiar spre finalizarea Căminului Cultural, atunci s-a spus în felul următor. Că îmi fac vilă acolo și a prins treaba asta la cetățeni. Că a bărut și acolo nu face vilă. Îmi pare rău că e pe cap Vasilică de aici, că i-am cerut, când a fost gata, nu, domnule, că e un graj. Vasilică, când i-am cerut un balot de lucernă să pun acolo, că alții, cu tot respectul față de cei care au fost, dar au fost unii, care au intrat și spuneau că, domnule, nu știu ce înainte, că e gaz. Dacă aveam balotul de lucernă, era bun acolo, față, că așa se pune la gaz. Problema numărul 2. Dom'le, sunt oprit, sunat, dar cu cine ați făcut alianța? Ați făcut cu... Dar au început campania electorală. Se spune că eu cu Gelu, dom'le, eu țin și cu Mireiță, și cu Lidia, și cu toți, pentru dreptate. Dar dacă o fi să candidez, eu știu ce am de făcut. Sunt pe picioarele mele, da? Iar problema sănătății a trecut un an și ai lăsat oamenii așa, că unii se bucurau poate pentru colivă. La noi, la catolici, nu se face colivă și nu pare rău. Da? De asta zic. Dar problema se pune în fel. Nu mai uitați și chiar mă uit în cameră. Oameni buni. M-au vorbit că am și vilă la zis, Bordănești și Răpa Iepii. Nu mai intrați în jocurile astea. Cămin, chiar sau cineva îmi spunea
Și că treaba cu Păcănele, habar n-avea ce era în 2016 cu problema asta, Păcănele sau nu știu ce. Că mergem pe la... Dom'le, să fie, să fie pentru aia acolo. Dar dacă există seriozitate, haideți să lăsăm așa. Cine este bun, merge, cum am spus. Nu știu, fac alianțe, ce o să fie, nu pot să știu. Dar gelul, mă deranjează treaba asta când se vorbește peste tot lucrul ăsta. De ce? Dar de ce ne este teamă? Și atunci, aveți grijă. Deci Căminul este funcțional, nu și-a făcut amburuș vil acolo. Da? Cu sănătatea, mulțumesc Domnului, la toți le doresc să fie sănătoși. Iar treaba cu Păcănele e să-mi arăt cine să fie campionare. Mulțumesc că m-ați ascultat. Asta este. Nu știe. Da. N-am știut, bă, acum Valentin a spus. Păi, având în vedere că s-au epuizat toate punctele, declar ședința închisă, vă doresc sănătate și să aveți grijă cum gestionați banul, cum... Public. Da?